coaliția și guvernul mai prezintă câte o măsură din planul de redresare a finanțelor publice și reducerea deficitului fiscal. Băncile ar putea plăti un impozit suplimentar după modelul din alte țări europene. Poate să fie taxă adițională, adică plătește impozitul pe profit și 1% din cifra de afaceri, ceea ce ar fi echivalentul, dacă ne referim în fonte procentuale de impozit pe profit, ar însemna 16% plus încă 1% din cifra de afaceri, sub condiție suficientă. Și dobânda la titlurile de stat ar urma să fie impozitată cu 10%, însă doar pentru cele care vor fi emise de acum înainte, nu retroactiv. Guvernul intenționează și să reducă numărul celor care beneficiază de vouchere de vacanță. Există și pragul de venit de 8.000 de lei net pentru a proteja pe cei care sunt cu venituri mici și a avea o anumită chipzuință în folosirea banilor pentru voucherele de vacanță. Premierul Marcel Ciolacu spune că toate măsurile vor fi discutate în deplină transparență și că nu se va ajunge la austeritate. O să crească salariile și nu e nicio austeritate și explicând de fiecare dată că România a învățat din posta criză când s-a făcut o greșeală majoră tăind salariile la români. Cu adevărat, unii care au totuși salarii foarte mari din punctul meu de vedere în sistemul bugetar nu poate să beneficieze și de vouchere de vacanță, la fel ca și cei aproape 1.600.000 de români care au salariu minim pe economie. Unii analiști cred că guvernul gândește aceste măsuri pe termen foarte scurt, iar efectele nu vor fi neapărat cele așteptate. Eu sunt puțin contrariat de faptul că toate aceste măsuri sunt măsuri de disperare, în sensul în care se caută bani peste tot, fără să se gândească la efectele pe termen mediu pe care le pot avea și care în majoritatea cazurilor sunt negative. Pentru că ceea ce ar trebui să facă guvernul este să stimuleze prin o anumită relaxare fiscală tot ceea ce înseamnă activitate producătoare de venit. Guvernul își propune să încheie cu toate procedurile, de la aprobarea măsurilor la angajarea răspunderii și ordonanțele de implementare a reformelor fiscale și administrative, până la sfârșitul acestei luni.